Experiență minunată, băieții sunt foarte buni, abia am trecut de un jucător. Se vede că nu joacă chiar la nivelul cel mai înalt cu noi, adică e un meci demonstrativ până la urmă.
și e o plăcere întotdeauna să îi avem alături. Mai greu la mate sau pe teren? La matematică, mă dăm seama, pe teren e mai ușor. Dar rezolvăm și cu matematica. Nu te împiedică purtarea ochelarului în momentul când joci fotbal? De obicei nu, nu am avut lovituri la nivelul feței sau la ochelari, nu i-am spart niciodată. Nu văd foarte bine fără ei, din cauza dioptriilor măricele, din cauza miopiei și nu sunt. Ai o echipă preferată în România? Petrolul Ploiești, de mic. Amintiri. Da, amintiri și care acum ne răscolesc puțin, ne ducem aminte de perioada liceului, amintiri frumoase și cu mare drag am început să spun așa această campanie. Încercăm să ne ducem în cât mai multe licee din Ploiești, pentru că Petrolul este iubit și încercăm să empatizăm cu toată lumea. Foarte multe bilete date astăzi, dar totuși puține. Da, într-adevăr, nu așteptam să fie chiar așa mare afluență de copii, dar mai revenim aici și o să le mai dăm bilete. Când erai mic, de la cine vrei autograf? Când eram mic, mie foarte mult îmi plăcea de la Petrolul, când eram mic, Jean Grand. Și din țara așa? Din țara, ca orice român, cred că Hagi pentru toată lumea a fost cel mai important jucător și cel mai iubit. Cum e meciul de duminic? Un meci greu, ne așteptăm la o replică foarte bună, echipă care a făcut față Clujului, care a marcat două goluri Clujului. Asta spune multe, trebuie să fim pregătiți pentru că ne așteptăm de rău. Ploaie? Ploaie, vorba domnului penalti, plouă ninji, Petrolul vinji.